Hai, hai! Aha! Cum? Nu știu cum! Hai! Eu nu pot! Nu poți? Dar de ce e? Cum să eu? Nu pot! Salut, prieteni! Salut! Salut! Sunteți pe canalul Irăcica Info. Și prietenii, astăzi Irăcica nu este la școală, este acasă, după cum știți, o zi învață, o zi acasă. Și ea se apropie de mine și spune, fiindcă sunt acasă, poate să-i inventez eu vreun challenge, vreo provocare, ca ea 24 de ore, ca ea să se descurce și să-i îndeplinim dorința. La noi doar așa merg provocările. Dacă se centrește, dacă se descurcă, îi îndeplinim dorința. Dacă nu, nu, da? Așa. Bine. Deci, Irăcica, eu ți-am alcătuit, ți-am inventat o provocare, un challenge. O să vedem. Dacă te vei descurca 24 de ore, atunci noi îți îndeplinim dorința. Bine? Da. Știi în ce va consta și cum se numește acest challenge? Cum? 24 de ore challenge cu mâinile legate. A, ceva nou! Asta încă nu vei fi cu mâinile legate, cu ambele, în față, așa, da. Așa? Așa vei fi. Și vei trebui 24 de ore, nu doar să stai, nu clar că... Nu la spate. Ei, cum la spate? Ceva. În față. Și noi o să-ți spunem ce să faci cu mâinile legate. Și dacă o să... Păi noi o să-ți spunem, desigur. Să ajuți pe ea acasă. Bine, acum, mama, ține-te rog camera. Filmează tu și eu acum vin și îți leg mâinile. Cu ceasul. Ține, Andrei, ești așa. Așa. Iată, eu am gătit deja, iată așa o bandana. Da. Și acum eu îți voi lega. Oh, ce strâns. E prea strâns? Nu, nu, e bine. Așa. Foarte bine legat. Iată așa. Arată mâinile. Parcă-s la închisoare, parcă am făcut ceva. Iată așa, tu vei trebui să stai 24, nu să stai, dar să faci tot ce îți vom spune noi cu mâinile legate. Cum credeți, prieteni? Este ușor sau simplu? Haideți să vedem. Este greu sau simplu? Deci, eu mă gândesc că e simplu. Eu cred că o să mă descurc. Hai, deci îi dăm start și acuși noi ne gândim împreună cu mama ce să faci pentru prima provocare. Ce trebuie să faci tu? Prima să eu mă voi descurca precis astăzi. Ia? Gata. Și să nu te dezlegi. La urmă te dezleg eu. Bine? Bine. Așa, mâinile sunt legate. Bine? Îi dăm start challenge-ul nostru? Da, începem! Începem. Prima provocare, prima însărcinare. Noi îți dăm, iată așa, aceste haine, ține-le. Și trebuie să ieși afară, dă să arătăm la prieteni că sunt într-adevăr niște hăinuțe de-a lui Andrieș. Și cleștii și trebuie să ieși afară și să înșiri hainele afară cu mâinile legate. Așa, ne-am înțeles? Da. Te descurci? Da, sper hai să nu se uită lumea la mine. Păi hai că eu merg afară să te filmez, ca să fie totul cinstit, ca prietenii să vadă. Bine. Hai, mergem afară. Hai, hai, mergem. Nu știu, hai că dacă vrei până afară te ajut, de acolo să te filmez cum tu le pui pe sârmă, bine? Hai. Da. Hai, începe, am ieșit afară. Mama puțin o să te ajute. Hai, o să-ți dea clești. Hai, să vedem cum te descurci. A, se primește? Hai, 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 hai. Aha. Se primește sau nu chiar? Hai, bine, bine. Păi nu, trebuie să o întorci pe dos. Da, cum? Așa, pe hainele. E altceva, până ce? Hai, e niște pan. Așa. E niște pantalonaj de la Andrieș. Așa. Trebuie să înșiri, bine. Nu, nu te ajut. Nu te ajut. Hai, clește-i. Hai. Hai, hai. Cum vrei tu ca să se îndeplinească provoc? Hai, hai, hai. Așa, mai departe. Văd că prieteni se descurcă Irăcica foarte bine. Da, eu am crezut că o să fie mai complicat, dar lasă că acum și eu ți-i inventez eu ție ceva mai complicat. Oh, ah, stai! Aha, hai, hai, hai! Oh. Stai! Reușit! Hai! Doi! Fără! Hai, fără! Se primește? Da! Se... Da! Hai încă una, trei și gata! Cum? Eu nu mă pot de acum, mă dormi! Hai, 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 hai! Dar tu cum crezi că dorințele așa ușor se îndeplinesc? O, vezi că este un tricou de-al meu! Dar chiar! Hai! De asta bună! Da, de asta bună! Hai tu, mai eu ăsta trebuie să-l dai puțin mai în jos, nu jumătate!
Hai, hai, hai. Nu cred că e așa de simplu. Nu cred. Tu ai vrut provocare. Hai că las că și tot e bine. Hai, bine, pune mama acuși o să le aranjeze. În orice caz, prieteni, am vrut, o, vă arăt că, că se primește. Da? Da, iată. Așa. Da, iată. Bine, hai, eclești. Pune. Nu-i frică să nu cadă jos. Nu cade, nu ți teme. Gata, poate ajunge? Ajunge, ajunge. Deci, dar este greu, da? Este greu să iei așa mâine. Așa. Bine, cum crezi, s-a descurcat? Da, cel mai simplu așa. Bine, deci cu prima te-ai descurcat. Mergem mai departe, da? Da, sper să fie ceva mai simplu. O să vezi, Iacuș. Hai, mergem. Deci, o mică pauză ai făcut, acum urmează a doua provocare. Eu am gătit la tine în cameră ceva, hai și o să vezi. Hai. Hai. Sper să fie mai simplu. Da, este simplu, de tot simplu. Așa, ușa văd că poți o deschizi. Da. Cred că ți-ai dat seama, este fierul de călcat. Și, iată, să calce aceste două tricouri ale mele. Eu l-am pus deja în priză, gata. S-a încălzit? Că da, ia. Da, 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 este cald. Stai numai, uite-te la ce regim stă. Nu trebuie o cuțică mai mică, e de așa undeva. Hai. Hai să te vedem cum o să te descurci cu... A, păi nu știu, hai, tu cum ai crezut că așa simplu o să fie? Hai, hai. Ierăci că a crezut că dacă s-a descurcat cu hainele afară care le-a scos, a crezut că este foarte tot simplu va fi astăzi, da? Da! Atât de simplu, da? Hai, hai. Asta nu este simplu, Andreușa, da? Hai, hai! Aha. Cum? Nu știu cum, hai! Așa... Ei trebuie să țin cu mâna aici, asta e greu! Asta e greu? Foarte! Hai, hai! Greu! Te descurci? Nu știu! Hai să vedem cum calci tu! A, nu, chiar așa se calcă! Tu când calci, nu trebuie să calci până la marginea aceasta, că se va primi dungă în partea asta când o să rădici. Ei, mai scurt nu se primește, da? Nu pot, stai tu mai tare, nu, nu, uite, uite ce ai făcut. Gata, lasă-l. Nu, cu această provocare nu te-ai descurcat. Nu te-ai descurcat. Așa că, acum mai odihnește puțin, tu ai crezi că va fi totul simplu, da? Da, dar nu pot chiar deloc. Prieten, este imposibil cu mâinile legate să calci niște haine. Da. Parcă de la prima vedere pare simplu, dar într-adevăr nu este atât de simplu. Bine, odihnește, eu mă gândesc până la cea următoare provocare, ne-am înțeles? Da, hai mai simplu. Da, 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 hai. Acum va urma o provocare mai ușoară și eu cred că foarte plăcută pentru voi ambii. Eu i-am chemat și pe Andreș Pirăcica aici la bucătărie. Hai să vedem ce provocare v-am de data aceasta eu v-am inventat. Iată, vedeți ciocolatele acestea. Mersi! M-am gândit să fie ceva mai simplu și plăcut. Să le desfaci și să mâncați câte o ciocolată cu Andreș. Să vedem. O să poți cu mâinile legate să le desfaci. Hai să vedem. Ați făcut-o. Ui. Hai, las, n-ar nevoie. A desfăcut. Hai, desfă. Cum? A, iată aici. Hai, hai, nu știu cum, dar desfă. Da, 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 eu pot. Wow. A putut, Irăcica, să deschidă? Ia, de ce? Hai, ia și tu una. De care ai luat? Neagră? Da. Eu vreau albastră. Hai, ia albastră. Deci cu această provocare văd că v-ați descurcat de minune. Andreș tot văd că se descurcă foarte bine, l-a mâncat ciocolate. Și Irăcica tot, da? Deci cu provocarea asta v-ați descurcat, da? Da. Gata, Andreușa, câte una, când noi am fost la dentist, ce a spus doctorul, nu trebuie să mănânci mult dulce. Mai mult de așa provocări. Așa, bine, deci cu aceasta te-ai descurcat, urmează următoare. Eu acuși o să mă gândesc și o să vă chem la următoarea provocare. Dar acum bine. Până ce mâncați ciocolată, mulțumesc. Da? Poftă bună, Andreușa și Ira. Știi de ce te-am adus aici la oglindă? Ce de data asta? Prieteni, cu toții știm că lui Irăcica îi place foarte mult să-și facă coafure, să machieze, nu știu ce. Și acum mama am nevoie de ajutorul tău. Da. Hai, ce am pregătit noi? Dă-i niște peptene și trebuie acum să-ți strângi părul sau ce trebuie să facă? Da, corect. Da, hai, să strângi părul cu mâinile legate.
Așa, dă-i lui mama, așa. Hai, să vedem. Dar tu, iată, sincer, că eu n-am fost cu mâinile legate, dacă ceva poate o să fac și eu această provocare, mie mi se pare foarte ușor, eu nu știu cum... Da, mie tot mi se pare. Dar tu cum spui, că nu este ușor, da? Nu, iată, abonații se uită și... Nu poți să le desfaci, că doar am înțeles. Hai. Una de alta și incomod. Prieteni, puteți să încercați și voi acasă, chiar, eu nu știu, ceva să mâncați sau să ceva să faceți ca Ira și să vedeți, este ușor sau nu. Hai, în asta și constă provocarea. Încet. Încet. Și? Cum? Eu nu știu, nu pot, să sincer. Aha. Dar știi ce greu? Da, 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 știu. Hai. Dacă nu te mai discuți cu o provocare, s-o poate că ai pierdut. Nu, eu fac. Eu asta o fac. Hai să vedem. Andrușa, tot o susții pe Ira. Vrei ca Ira să câștige? Nu? Cum ești șor. Hai. Ceva se primește. Dar cum o să fac eu coadă? Eu nu știu. Hai, gata, așa numai să încercăm. Dă-i guma aceasta, elasticul acesta și încearcă să strângi părul. Hai, eu asta vreau să văd cum se va primi. Cum? Eu nu pot. Hai. Ce, nu se primește? Stai că se primește ceva. Măi... Nu sunt că ce-s deștele. Eu nu pot! Nu poți? Dar de ce e mai? Cum să eu? Nu pot! Nu se primește, da? Nici așa nu se pot, da așa? Da? Cum, așa. Cumva, hai, cum a fi? Cum să iau resena de prin mână? Eu nu pot, e greu! Este greu, deci prieteni ați văzut, este foarte greu, de la prima vedere să strângi doar o coadă, este foarte și foarte greu, nu se primește, da? Deloc. Așa, deci mai ai o șansă, eu îți mai pregătesc o provocare și atât, bine? Da. Bine, deci așteaptă următoarea provocare. Bine. Și ultima provocare, cred că te gândești de ce te-am adus eu în baie, da? Nu, nu spăl capul. No, capul nu o să-l spil, că într-adevăr nu este real. Hai să fie așa puțin mai simplu. Să-ți curezi dinții cu mâinile legate. Eu nu știu cum va fi. Hai, păi de asta, nici eu nu știu cum va fi. Hai, eu vreau să văd cum se va primi. Așa. Acum trebuie să-ți pui pasta de dinți. Cel mai greu, cred că. Hai. Ei, nu este greu. Te descurci, da? Da. Așa. Acum să... Și acum curăță-ți dinții. Cum? Iată așa. Așa. Deci s-a primit, da? Mm-hmm. Poți să-ți curăți dinții cu mâinile legate. Prieteni, iată se poate. Bine, deci curăță-ți dinții deja și eu te aștept în hol să facem totalurile, concluziile acestui video. Bine? Mm-hmm. Bine? Hai. Deci curăță-ți dinții și vină în hol, că eu te aștept acolo, bine? Mm-hmm. Gata, ți-ai curățit dinții și acum facem totalurile acestui video. Prieteni, din 5 provocări, Irăcica s-a descurcat cu 3. Cu 2 nu te-ai descurcat. Cu călcatul hainelor și da. Cu prinsul părului. Este foarte greu. Și eu nu știu, sincer, cum să decid. Eu, din partea mea, ți-aș spune că ai trecut, dar și că n-ai trecut. Dar vreau să facem în felul următor. Tu vei face un mini-video și îl vei pune pe Instagram și lasă toți abonații tăi să voteze. Și o să vedem, să-ți îndeplinim noi dorința, te-ai descurcat tu cu provocarea, cu challenge-ul de astăzi sau nu? Eu cred că așa o să fie mai cinstit, da? Vreți întregi pe Instagram și apăsați da sau nu, cum da. Credeți voi? O să vedem. Bine, deci mie mi-a plăcut foarte tare provocarea asta, prieteni, dacă vreți ca și eu să o fac, scrieți-ne mie pe Instagram, Andrei Savciuc. Și puneți like-uri la acest video. Da. Nu uitați încă să vă abonați pe canalul nostru YouTube, iată aici butonul jos, apăsați ca să fie sur. Pe curând, prieteni, pa, pa! Pe curând, prieteni, și până la video următor.